Grupul de emulsii nucleare are o tradiție de mai bine de 50 de ani în lucrul cu detectorul de emulsie nucleară. În prezent, domeniile de activitate în care lucrăm sunt studiul proceselor de fragmentare a nucleelor ușoare și radioactive la energii de 1,5 AGV în colaborarea internațională Becquerel, studiul producerii neutrinului tau în colaborarea internațională DSTAU, expunerea în raze cosmice pe stația spațială, baloane stratosferice și rachetă sonoră, colaborarea internațională dintre ISS și Universitatea Nagoya, Japonia. Experimentul DSTAU are ca scop studiul producerii neutrinului tau și reducerea incertitudinii sistematice a producției nu tau sub 10%. Proiectul a fost aprobat de către CERN în 2019 și din această colaborare fac parte institute de prestigiu cu vastă experiență în domeniul emulsiei nucleare. Din țări cum ar fi Japonia, Rusia, Elveția și Institutul nostru de Științe Spațiale. Sediul principal unde se desfășoară acest experiment este la CERN. Experimentul Becquerel are ca scop studierea proceselor de fragmentare a nucleelor ușoare și radioactive la energii de 1,5 AGV prin iradierea emulsiilor nucleare în fascicule de heliu, litiu, bor, carbon, neon, siliciu, sulf, fier. Acest experiment este o colaborare între ISS, Bulgaria și institute din Rusia. Iradierile în trecut au avut loc la nucleotronul de la JNR, iar în viitor vor avea loc la acceleratorul de la NICA, tot de la Dubno. Colaborarea internațională Space Emulsion, o colaborare între Universitatea din Nagoya și institutul nostru, are ca scop expunerea în radiații cosmice a unui detector de emulsii nucleare pe Stația Spațială Internațională cu ajutorul ESA și ROSA, dar și expunerea detectorului de emulsie nucleare pe baloane stratosferice și rachetă sonoră. Infrastructura grupului constă din o putere de calcul, un server performant, în care colaboratorii internaționali din colaborarea DSTAU prelucrează datele experimentale, sunt analizate datele de la ambele experimente, Becquerel și DSTAU, și se fac simulările Monte Carlo pentru experimentul DSTAU. Din anul 2018, noi avem o cameră neagră în care putem să facem realizarea și developarea emisiunilor nucleare, dar și un laborator de scanning care din anul viitor va fi utilat cu cel mai performant microscop care există în acest moment. Membrii grupului sunt Maria Harduc, care este reprezentant onorific și persoana care a creat acest grup cu mai bine de 50 de ani în urmă, Elena Firu, care este reprezentantul grupului, cercetător științific gradul 3 din 2017, 2007, doctor în fizică din 2010. În prezent mă ocup cu realizarea detectorului în special pentru experimentul Space Emulsion, dar și pentru celelalte două experimente. Activez also, de asemenea și în analiza și achiziția datelor pentru aceste experimente. În continuare, colegii mei se vor prezenta. Numele meu este Alina Neagu și lucrez în Institutul de Științe Spațiale în domeniul emulsiei nucleare din 2004, iar din 2014 am titlul de doctor, având ca principală activitate studiul interacțiilor la energii înalte folosind ca detector emulsia nucleară. Am participat în cadrul colaborării Becquerel la achiziția și analiza de date, iar în cadrul colaborării DSTAU, pe lângă participarea la tezbin și etape din prelucrarea emulsiei nucleare, sunt implicată în simulările Monte Carlo folosind codul GEAN4, ca alternativă la simulările Monte Carlo folosind codul FLUCA, deja efectuate în cadrul colaborării. Mă numesc Radu Dobre și ocup postul de asistent de cercetare științifică în Laboratorul de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologii Avansate din cadrul ISS. Ca și responsabilități, în primul rând mă ocup de realizarea programelor în limbajul C++,
pentru reconstrucția evenimentelor în experimentul de setup. De asemenea, mă ocup de simulări Monte Carlo cu programul SPENVIS, program ce conține modele bazate pe spațiul cosmic și efectele acestuia, inclusând raze cosmice, particule solare, plasme, microparticule, etc., pentru proiectul Space Emulsion. În prezent sunt student masterand la Universitatea din București, Facultatea de Fizică, specializarea fizica atomului, nucleului, particule elementare, astrofizică și aplicații, iar lucrarea mea de disertație va avea ca temă studiul dezintegrărilor leptonului, leptonului tau, în diferite experimente cu neutrini. Mă numesc Titi Preda, sunt cercetător științific gradul 3 la laboratorul 1010 din ISS. Am o experiență de mai mare de 30 de ani în studiul proceselor fizice care au loc în ciocnirile particulelor elementare cu nuclee și particulelor elementare între ele la marile acceleratoare, precum și experiență în dezvoltarea de software necesar prelucrării datelor și simulărilor Monte Carlo. În prezent lucrez în cadrul grupului de emulsii nucleare pentru coordonarea și îndrumarea științifică a lucrărilor de dezvoltare de software orientat pe obiecte în C++ pentru reconstrucția evenimentelor din datele reale sau datele Monte Carlo, folosind pachete specifice ale acestei colaborări, FEDRA și pachetul RUT. De asemenea, pentru lucrările de coordonare, pentru lucrările de simulări Monte Carlo în emulsiile nucleare, pentru colaborarea de setau, precum și pentru emulsiile nucleare care ar fi plasate în câmpul radiativ al Stației Spațiale Internaționale.